Bună ziua! Bună ziua, dragi copii, profesori, directori de școală, reprezentanți autorităților locale, dragi colegi din guvern, din parlament, onorați oaspeți de peste hotare, la fel îi salut și pe reprezentanții corpului diplomatic. Când vorbim despre viața omului, sănătatea omului, cred că nimic nu este mai presus și mai de preț și mai valoros decât, într-adevăr, viața omului și sănătatea lui. Dar mai ales când vorbim despre viața și sănătatea copiilor. În fiecare an, la nivel global, în lume, mor cam peste 1.300.000 de oameni, în mare parte tineri și copii, anume din accidente rutiere. Mai mult decât în războaie, mai mult decât de boli sau orice alte cauze. 1.300.000 în fiecare an. Luând în considerare aceste cifre, Republica Moldova, acum câțiva ani, a decis să se alieze împreună cu alte state la nivelul Organizației Națiunilor Unite pentru a lupta pe toate măsurile cu acest grav fenomen și anume accidentele rutiere. Și pe parcursul anului s-a reușit mai multe. În câțiva ani, Republica Moldova a reușit să scadă numărul accidentelor aproape cu 30%. Dar în același timp, în fiecare zi, vedem la știri, vedem din noutăți, accidente și decese. Ceea ce înseamnă că autoritățile nu trebuie să oprească doar la rezultatele anterioare și să depună efort cât mai mult și să se concentreze cât mai bine pentru a găsi soluții. Și la nivelul Parlamentului, anul trecut am început mai multe acțiuni împreună cu colegii de la Poliție, din Inspectoratul General de Poliție, împreună cu societatea civilă, pe care îi salut și astăzi aici în sală, să desfășurăm mai multe acțiuni. Și multe acțiuni îndreptate anume legate și de educația copiilor și de comunicare cu ei și din punct de vedere legislativ, și din punct de vedere a infrastructurii drumurilor și mă bucur că tot mai mult și mai mult se implică, fiindcă acest fenomen, cu acest fenomen trebuie într-adevăr să luptăm. Prima dată am auzit despre proiectul Bunicii Grijulii acasă, în familie. Când a venit băiatul meu de 8 ani, de clasa a doua, acasă și mi-a zis că trebuie să scrie o poezie și să facă un desen. L-am întrebat despre ce este vorba, el foarte entuziasmat mi-a povestit că au apărut niște bunici care vor avea grijă de ei, de copii, să-i ajute să treacă strada, să ajungă cu siguranță în curtea școlii și apoi să ajungă și acasă. M-a impresionat și m-a bucurat existența acestui proiect. Îl consider că este un proiect minunat care implică și pe bunicii noștri, mai ales că este vorba și de voluntariat, implică părinții, implică copiii să înțeleagă mai bine ce înseamnă siguranță rutieră, implică și pe polițiștii noștri, colegii noștri din Inspectoratul General de Poliție și mă bucur foarte mult că ei au găsit această experiență de peste hotare, înțeleg foarte bine că vorbim anume despre o experiență bună din Italia și au reușit deja să implementeze primii pași. Mă bucur foarte mult că deja s-au desfășurat și concursuri care chiar astăzi vor fi premiați copilașii care au fost foarte buni și la desen și la poezie. Dar cel mai important, mă bucur că tot ceea ce înseamnă siguranța rutieră și lupta împotriva fenomenului accidentelor rutiere este deja nu doar o chestiune individuală ce aparține unei persoane, dar o societate întreagă vorbește și caută soluții. Vreau să aduc mulțumiri și felicitări tuturor celor care s-au implicat la inițierea și deja desfășurarea acestui proiect. Să urez succese ca proiectul cu adevărat să iei amploare și să devină cu adevărat național și să se bucure de o mare popularitate. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat astăzi și pentru desfășurarea acestui frumos eveniment, să le dorim succese tuturor și să fie într-un ceas bun. Vă mulțumesc mult! Domnule președinte, vă mulțumim!